Prin ordonanța 11 din 2019, începând cu data de 12.10.2019, vor intra în vigoare noile modificări la ordonanța de urgență 195 din anul 2002 privind circulația pe drumurile publice, referitoare la utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii. În acest sens, venim cu niște precizări pentru o informare cât se poate de corectă a textului de lege. Dacă în legislația actuală era incriminată utilizarea telefonului mobil fără dispozitiv de tip mâini libere, potrivit noilor modificări ale legislației, acest tip de abatere se poate săvârși sub două forme. Forma simplă și forma agravantă. În formă simplă, utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii, în orice mod sau a oricărui alt dispozitiv cu funcție de redare text, foto sau video, este incriminată și este sancționată de ordonanța de urgență cu amendă de la 6 la 8 puncte amendă și aplicarea măsurii complementare a 4 puncte de penalizare. În forma agravantă, utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii, concomitent sau în concurs cu săvârșirea unei alte contravenții, cu încălcarea unei reguli de circulație, este sancționată cu 4 sau 5 puncte amendă și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile, având în vedere că ne aflăm în fața unei fapte complexe, unei fapte de natură contravențională complexe. În acest context, în perioada 12.15.10.2019, Inspectoratul de Poliție Județean Alba va demara o campanie de informare în rândul participanților la trafic, care va viza această modificare survenită în textul de lege. Pe această cale recomandăm tuturor participanților la trafic și, bineînțeles, implicit conducătorilor auto, să nu utilizeze telefonul mobil în timpul conducerii, având în vedere că acest tip de abatere este o cauză generatoare a accidentelor de circulație. Vă rog să vă prezentați. Subinspector Hendrea Horea, din cadrul Serviciului Rutier.